Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou video, să-mi dau și părul mai așa. Ok, la un nou video de Friday 13, aka vineri 13. Am zis că trebuie să înregistrez și eu pentru că beta-ul mai ține două zile, mă rog, o zi jumate, adică astăzi și mâine. Și vreau să am câteva episoade să le postez de-a lungul următoarei luni sau două luni, cât va mai dura până se lansează jocul. Așa că haideți să vedem câte reușesc să fac și câte voi avea planificate, pentru că de ce nu, adică chiar dacă jocul nu va mai fi acolo, măcar să-l vedeți, pentru că presupun că vă place această serie, cel puțin am văzut că vă place, în jur de 6000 de vizualizări s-au strâns la videoul anterior și a fost genial. Ok, o secundă totuși să dau și eu sunul un pic mai încet, așa, perfect. Ok, și haideți să dăm pe quick play. Și acum voi pune o pauză până intrăm într-un lobby și vom reveni cu meciul, presupun, la fel cum facem pe Dead by Daylight. Așa că pregătiți-vă popcornul și pregătiți-vă să mă sperii, pentru că acest joc este terifiant, cel puțin eu sunt foarte, foarte sperios și mă sperii foarte repede la acest joc. Așa că enjoy și have fun, fraților, presupun, adică o să redeți de mine, dar nu-i bye. Ok, fraților, și suntem aici într-un lobby. Haideți să vă prezint și vouă survivorii. Avem aici așa una neagră. Avem aici chestia asta, fata asta care e deblocată la nivel 5. Pe tipul acesta, tipa asta, tipul ăsta. Și presupun că momentan voi merge cu cea neagră, pentru că aparent are viteză și chestii. Ok, putem debloca chestia asta? E haibă așa, chestii. Slugger. Vreau? Nu merge? Merge asta? Okay, nu avem, dar pot să o iau pe asta, ok. Accept, confirm și haideți să ne alegem și killerul. Avem aici câteva chestii diferite. Ce scary e ăsta. L-avem pe ăsta și pe ăsta. Accept. Haideți să mai vorbim aici. Așa. Să vorbim. Ok, vorbim cu el ca să ne lase să fim killeri, pentru că aparent e foarte greu să găsești un lobby și am zis că voi juca cu persoane random pe care le-am găsit pe Steam și le-am invitat în lobby-ul meu, așa că haideți să-i dăm drumul, presupun, dacă mă va lăsa să fiu killer, pentru că vreau să vă arăt și vouă cum arată să fii killer și chestii de genul. Ok, eu voi fi killerul. Ready, up și haideți să-i dăm drumul. Perfect, fraților. Haideți să vedem dacă reușim să fim killerii și să-i killeruim pe toți, să vedem unde sunt toți și să vedem ce reușim să facem. Ar fi super șmecher dacă reușim și sper că microfonul meu se aude bine. Însă voi pune pauză și vom reveni în match. Ok, cred că începe. Bun, suntem aici probabil după ce își dau toți loading. Vom putea juca. What up, guys? Can everybody hear me? Ok, avem ping 39. I can. Alright, mate. Let's just do this, alright? Hopefully I'm the killer, that would be like awesome. You will be killer. You will be. I know, it's just because of the mask, I guess, I mean. Ok, păi și așteptăm să intre toți. I just want to showcase it. Ok, avem așa 44 ping, 98, acum ne-a crescut la toți. Păi sper să începem cât mai repede. Sper să începem cât mai repede și să vă arăt și vouă cum stă treaba ca și killer. Pentru că n-am jucat până acum killer și chiar vreau să știu dacă este ușor, dacă nu, adică pare destul de ușor. Cine știe. Și îmi place că avem coechipieri, mă rog, chiar dacă i-am ales de pe Steam, avem coechipieri care vorbesc și sunt așa funny, dacă mă înțelegeți. Plus că, eventual dacă vom fi lângă ei și eu voi fi killer, ei vor începe să vorbească pe acolo și vom fi gen, nope. Ok, îmi pare rău că nu putem juca împotriva unor persoane random, chiar dacă și ei sunt random, adică practic sunt random. Dar na, nu este posibilitatea, pentru că jocul în primul rând este 40 de euro și este și beta, ceea ce înseamnă că nu multă lume poate să intre și să-l joace. Deci, da. Cât de mult ia totuși, adică
Hello, joc. Oh, și hostul are 0 ping. Wow. Dacă tipul ăla... Ok, nu puteți vedea cursorul meu, dar... Dacă primul... I have no idea what's happening. I'm only seeing... Yeah, I'm only seeing 7 of us loaded. Ok, 1, 2, yeah. I think the last guy, I think he's stuck in the loading screen. At least that's what he told me on the chat. What happens if he like quits? If he like ends the task? Okay. Sure. Eventual, fraților, vom reveni cu meciul. Vom reveni cu meciul. Pentru că nu știu. Oh yeah, yeah, he's loading right now. Ok, vom reveni cu meciul, fraților, pentru că am așteptat destul, deci acum, pac, trebuie să intrăm și noi. Ok, fraților, și avem intro-ul aici, pac. Higgins, 1984, presupun, dacă nu mă înșel. Și vine așa ea din spate, pac, pac. Și vine și Jason din spate, pof! Ok, oare suntem noi killerii? Putem să fim noi killerii, please? Please? Simt că sunt killer. Yay! Chiar suntem killer. Can run, weapon strength, grip strength. Așa, click dreapta, ok. Make them remember. Și am impresia că noi putem merge prin apă. Șmecher. Și avem doiul care ne lasă să ne teleportăm și probabil vom merge acolo. Am impresia că cineva ar trebui să fie pe aici. Adică eu aici aș merge, personal. Ei, ce faci, boss? Ce faci, boss? Hello, my friend. Don't run. I know you're here. Vrea să sune poliția. Ok. Poate fi pe aici? Nu-i pe aici? Say bye! Bye bye, my friend! Ok, l-am prins pe primul. Ah, crud! Crud. Și avem mai multe animații, dar în același timp ei pot să scape. Ceea ce e foarte, foarte... Ceea ce e foarte enervant, pentru că dacă nu te grăbești cu animația să-i omori, poți scăpa. Ok. Cineva am impresia că este în jur. Ok. Cineva este acolo. Ok. Mergem în față. Go out, go out. I know you're here, my friend. Yo, what up? What up? I'm good, mate. I'm good. Just looking for you, you know. I heard you. Okay. Oh, are you gonna infinite me? Okay, nu e aici. Aici, vedem unde este el. Ok. Și acum ne activăm puterea asta, fraților, care ar trebui să fie super șmecheră. Dacă reușim, ceea ce e foarte greu să facem. Ok, nu merge. Dar în cazul acesta avem mapa și mergem aici. Pac. Și ar trebui să fie pe undeva prin zonă. Îmi pare eu dacă nu zic foarte multe, dar sunt foarte concentrat. Ia uite-l. Don't run, my friend. Don't run. Ok, l-am văzut, fraților. Mergem după el. Hai, pac. Am auzit o ușă. Sau ce? Ce se întâmplă? Ok. Putem să-l găsim și după să mergem după el. Bun, și avem treiul. Așa, pac. Pac.
Și unde este? M-am teleportat un pic prea în față, uite-l. Hello, my friend. Hello. How are you doing? Haideți să-l prindem, fraților, haideți să-l prindem. Fără milă. Fără milă, ok, și ni se încarcă și rage-ul din câte văd. Ok. Totuși, cineva reușea să spargă chestia asta din prima, gen o ușă și chestii de genul, dar nu știu cum. I hear you, mate. I hear you, you're just around here. Guess what's gonna happen? Ok, mergem după ei. Mergem după ei. Just let me kill you already. Sunt amuzanți băieții. This is hard, mate. Did we just come back here? Oh, I heard someone. Come out, come out. Oh, hello. Hello. Oh, damn. Ne-a dat cu... Oh, ok, avea un pocket knife la el. Oh, you cheeky. Ok, am spus că e cheeky. You cheeky, come here. Oh, damn. Keep H. Okay, unde este? Oh, are you gonna try to infinite me now? Don't infinite me. No. Don't infinite me. This doesn't work as expected. Ok, am apăsat pe butonul greșit totuși, adică... Nu știu, mă teleportează în partea greșită totuși. Ok. Unde sunt ceilalți? Văd pe cineva acolo și văd pe... Da, este singur. Sunt cumva toți aici. Oh, ceilalți nu lasă urme, înțeleg. Ceilalți nu lasă urme. Oh, cineva este și pe acolo, ok. Ok. Hello. Hello. Are you gonna just jump through the window? Not again! Damn, just stop jumping through windows! Ok, foarte nervant ca și killer. Ok. Fuck, n-are aici. Ok, foarte nervant când sar prin ferestre. Ok, 1. Ok. I'm gonna get you! Bye bye! Oh shit! Ok, a scăpat. Oh, are you just gonna jump through the window?
Ok, îți fac infinite, frate, ca pe Dead by Daylight, asta e foarte nasol. Stop jumping through windows! Ok, putem face altceva? Oh! 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 Brutal, fraților, brutal! Bye bye! Ok, cine a fost ăsta? A fost Wave. Ok. Pot să jur că am prins doi, fraților. A, nu, celălalt ne-a scăpat, ok. Avem aici prima. Ok. Aha. Deci mai încolo și mergem, uite aici, mergem undeva pe aici, fraților. Undeva pe aici. Ok. Ok, nu știu cum să te oprești. Don't run, don't run! Don't run! Am prins-o! No, no, no! Cineva dă-n mine! No, no, you shouldn't have done that! No, 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 no! Why did you do that? Come back! Come back! Ok. Ok, așteptăm acolo, fraților. Sunt toți trei. Pe cineva tot prindem. Pac. Hai, o strângem și pe ea de gât. Pac, pac. Pac, fraților, foarte brutal. Come out. Come out. I'll get you. You better go out. Îi speriem puțin. Oh, I can hear that. I can hear that. Ok, unde sunt ei? Că cineva știu că o să facă infinite, dar nu știu de ceilalți. Ok, avem unul, nu? Aha, ok. Sunt pe acolo. Înțeleg. Ok, nu știu ce face Rage, dar vom activa un pic mai încolo. Ok, trebuie să mai găsim. Câți am omorât? Am omorât 3 până acum. Ok. Haideți să vedem dacă îi găsim și pe ceilalți. Ok. Dacă aș fi în locul lor, aș suna la poliție, cel puțin asta aș încerca să fac. Reea este că nu știu unde sunt ei. Ok, ne uităm, ne uităm, ne uităm, cineva este pe acolo. Amândoi sunt pe acolo. Nu o poți lua pe aici, ok, înțeleg. Sunt amândoi. Bun, vom merge aici. Deci, e foarte greu să te teleportezi, gen, aproape. E destul de greu, părerea mea. What up, boys? I know you're inside. Just make my life easier and come out. Okay. Fuck. Okay, sunt pe aici pe undeva. Okay. Ne-a pus capcană, dar apărea că era gen... Era off. Ok, unde sunt ei? Oh, I see someone. I see someone. Just come out. Come out. Gonna be much easier for both of us. Nope, he's not. He's not. I'm not around here. Oh, hello. No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. I'm right here.
Just come out. Everything's gonna be easier. Gonna break this door. Ok, fraților, foarte, foarte intens ca și killer și ca și survivor. Probabil ca și survivor poți vorbi mai mult, dar ca și killer te concentrezi foarte, foarte tare. I know you're inside. Oh, you're outside now. Ok. Vrea este că va lua ceva până te obișnuiești cu teleporturile și chestii de genul. Ok, poate mai folosim și noi asta. Boo! Oh, I got you. I'm right here, mate. I'm right here. You cannot escape me. Not inside a building. You will not escape me. Trust me. Trust me, I'm right here. Ha 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 ha. Ok. L-am prins și pe el, este mort acum, presupun. Cineva mai este prin zonă, cred. Ok. Ei sunt pe acolo, ok. Mergem fix aici, fraților. Fac, suntem prin zonă. Suntem aproape. Mai sunt 4 în viață, ok. Meciul a durat destul de lung, adică a fost destul de lung, nu că a durat lung. A durat mult, dar este lung. Ok. Ideea este că trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm. Ok. Unde sunteți? Unde sunteți? Se aud lucruri. Unde sunteți? Ieșiți afară. Ok, văd pe cineva pe acolo. Ah, so close. I'm coming for you. Don't run. Și după cum am spus, majoritatea și-au ales fata negresa, mă rog, pentru că aleargă foarte, foarte mult. This is so hard, mate. Just come here. Just come here. I'm gonna let you leave or something. Come on. Come on. Come on. Don't play this hard. I know you go on axe, but I go on axe as well. Oh, I see that trap of yours. Oh, this is sick. Come here. You made me angry. I got a door. Oh, this looks so wicked. Okay, fraților. Apparently, it's a glitch with. Okay. Okay, mergem acolo. Hello. Oh, that pocket knife. Ok, a avut un cuțit. Ok. Bun. Mergem după el încă o dată. Hey. Bye bye. Ok, l-am omorât și pe el. Yes, yes. Ok, fraților, e foarte greu să joci ca și killer, dacă nu știi cum. Că este foarte greu, mai ales cu jucători care au cât de cât habar ce fac. Ok, ceilalți sunt pe acolo și unul este în casă. Ok,
Ok, păi mergem aici. Mergem aici. Cine a rămas? Deflexi și Licani, ok. Doi jucători rămași și 1 minut 30. Ok. Ok, aparent un meci poate să țină 30 de minute maxim, cred. Come out, come out. Come out. Hello. Oh, this is crap. Ok. Ok. Ideea este că nu știu cum să-i apuc după ce mă teleportez. Și e enervant. Ok. Eu să ducem partea aia. Ceea ce înseamnă că pot să mă teleportez în fața lui. Pe acolo. Ok, unde m-am teleportat? Habar nu am. Ok, știu unde se duce el totuși. Este în casa, am impresia. Ei, mergi, tu mergi, dar stai așa. Stai așa. Ok, presupun că o să câștige pentru că mai avem 11 secunde. Dar este ok, fraților. Ok, n-am avut ce face. A fost foarte, foarte greu meciul, foarte intens. Și killer este foarte greu. Mai ales împotriva unor jucători care știu cum să joace. Cei care îți fac infinite pe geam e enervante. Și avem aici finalul. Cine-i tipul de pe stânga? Adică cea din dreapta știu că e maică-sa, dar cel din stânga cine-i? În fine, fraților, asta a fost episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă vreți în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu uitați să dați un share. Să ne facem și noi, să ne strângem o familie și o comunitate cât mai mare. Iar în cazul în care nu ai avut deja, nu uitați să dai și tu un subscribe, pentru că ar fi genial. Așa că ne vedem data viitoare, fraților. Bye, bye.